După scandalul creat de votarea în Senat a unui prag de 250.000 de lei pentru incriminarea abuzului în serviciu, liderii coaliției au transmis pe rând că amendamentul nu va exista și la dezbaterile din Camera Deputaților. Iar ministrul Justiției a propus rapid un alt plafon, mult mai mic, pentru prejudiciul care impune o anchetă penală. Varianta introducerii unui plafon de 250.000 de lei fusese însă discutată și convenită în mai multe ședințe ale coaliției, situație recunoscută inclusiv de ministrul Justiției Cătălin Predoiu. Vorbim de ședințe ale coaliției care nu s-au rezumat la cea de duminica trecută, au fost și miercurea trecută, au fost ședințe. Pragul care a fost propus Senatului a fost acela pe care Senatul l-a propus mai departe în proiect pentru adoptare. O decizie cu un plafon simbolic de un leu, un euro, respectă toate considerentele Curții Constituționale. În ceea ce privește plafonul propus de Ministerul Justiției, ne-am raportat la aproximativ 3 salarii medii pe economia națională. Nu văd cum Comisia Europeană ar putea să solicite o altă reglementare în lege. Niciodată Comisia Europeană nu ne-a cerut să ignorăm vreo decizie a Curții Constituționale. Semnalul de modificare a pragului la 9.000 de lei a fost transmis rapid și deputaților. Fără modificarea codurilor penale pierdem niște miliarde de euro din PNRR. Am văzut o propunere care e undeva la 9.000 de lei, două salarii medii în plată. Cred că este un prag rezonabil care are șanse să treacă și de CCR, pentru că putem pune un leu, un scump populist în spațiu public, dar nu va trece de CCR. Partidul Național Liberal susține propunerea Ministerului Justiției de diminuarea pragului valoric pentru infracțiunea de abuz în serviciu la valoarea de 9.000 de lei. În acest sens, am elaborat un amendament care va fi înregistrat imediat la Camera Deputaților. A reacționat, la rândul său, liderul deputaților liberali, Gabriel Andronache. Coaliția ar fi dat semne că încearcă să asigure protecția propriilor clientele de partid. E vorba de încercări care se fac din partea unor parlamentari cu interese dintre cele mai suspecte, de a încerca să creeze breșe în legislația penală și în politica penală a statului român. Este vorba despre crearea unui spațiu de impunitate pentru aleși, în special pentru aleșii locali, de care depind președinții de partid. Ei sunt cei care colectează voturile, care creează clientela electorală, ca urmare cer protecție. Și ăsta este tipul de protecție pe care reușesc să-l obțină. Este, de fapt, o acțiune care urmărește dezincriminarea abuzului în serviciu, care poate să ia forma abuzului administrativ, spre exemplu, împotriva avertizorilor de integritate. Noul plafon pentru prejudiciul adus de abuzul în serviciu ar urma să fie adoptat săptămâna viitoare de Camera Deputaților. În 2017, un act normativ similar, Ordonanța de Urgență 13, adoptat de Guvernul Grindeanu, scotea sute de mii de oameni în stradă, nemulțumiți că la acea vreme fostul președinte PSD, Liviu Dragnea, încerca să scape de acuzația de abuz în serviciu prin dezincriminarea acestei fapte pentru prejudiciile mai mici de 200.000 de lei.